Bună, dragile mele, bine ați revenit pe canalul meu. Eu sunt Valentina, în cazul în care sunteți noi. Dacă da, atunci nu uitați să vă abonați în acest moment. Nu uitați să apăsați și clopoțelul de lângă, pentru că da, veți primi notificări de fiecare dată când postez ceva nou. Pe acest canal veți găsi mereu vloguri cu și despre viața noastră, cumpărături de la diferite magazine, rețete proprii și multe altele. În acest filmuleț vom vorbi despre cum îmi curăț mașina de spălat. Voi folosi ingredientele naturale și anume oțet, bicarbonat și apă, așa că da, dacă vreți să vedeți cum procedez, rămâneți alături de mine. Haideți să vă arăt ingredientele. În partea aceasta sunt două pahare cu oțet. Am folosit acest oțet de la Surig, esență de oțet, l-am cumpărat de la DM. Am folosit un bidonaș întreg, 400 de grame, adică 388 de mililitri și un sfert din celălalt. Apoi, aici avem un pahar de apă și 250 de grame de bicarbonat. Eu am cumpărat de la DM acest pachetel, a câte 5 pliculețe, 50 de grame fiecare și da, în total sunt 250 de grame. Deci, un pachet din ăsta este suficient pentru a curăța mașina de calcar și bacterii și tot felul. Așa că, acestea fiind spuse, v-am arătat ingredientele, haideți să mergem mai departe la mașina de spălat. Mașina mea de spălat este Samsung. Arată destul de nasol. O să vă arăt la ușă, dar o să pun niște lumină potrivită ca să vedeți în ce hal arată mașina mea. Ok, haideți să vă arăt începând cu ușa de la mașina de spălat. În zona aceasta avem o grămadă de praf, avem și niște lenori sau detergent ce-o fie acesta care s-a prelins de la sertar. Da, după cum puteți observați, mașina mea de spălat nu este una nouă, o am de la second hand, de aceea arată așa, dar important e ca ea să fie curățică și să miroase bine. Avem praf o grămadă, pe geamul de la ușă la fel avem o grămadă de praf, dar și în exteriorul ușii este o grămadă de praf, așa că urmează să curăț și aici. Avem și aici o grămadă de praf lipit cu detergent. Ia uitați ce scârbos, foarte scârbos, ca să vedeți că mașina de spălat, de fapt, este și ea un loc în care se adună tot felul de bacterii și mizerii și dacă nu este îngrijită la timp, ajunge să fie așa, în halul ăsta. Da, să vedem mai departe, avem și aici ceva praf. Dacă puteți să observați, ia uitați ce chestii nașpa se văd aici. Deci nu știu ce puteți voi să vedeți, dar oricum am de fregat. Așa. Apoi în interiorul cuvei, în mod special aici la cauciuc, iarăși se adună o grămadă de păr, scame, chestii nașpa, lipicioase. Deci acolo nu este rugină, pur și simplu este mizerie. Și da, avem și în cuvă, cred că ceva mizerie, dar da, și aici o să frec toate zonele acestea unde nu se poate curăța cu degetul sau cu, eu știu, cu o gârpă, o să frec cu o periuță de dinți, aici în zona aceasta la fel, o să frec cu o periuță de dinți pentru că da, o să mă ajute mult să curăț foarte, foarte bine. Apoi să trecem la sertar. Avem și aici praf, după cum puteți să observați. În sertar nu mai zic, iarăși aici este foarte dezastros.
În partea asta arată mai curățel pentru că acolo adaug mai tot timpul clor. Și aici, așa, 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 aici adaug detergentul, iar aici adaug Lenorul. Ia uitați cum arată în urma la Lenor. Dezastros! Da, deci asta o să o scot afară, sertarul o să o scot afară și o să curăț și în, înăuntrul sertarului. Așa că da, să-i dăm drumul la treabă. Ok, prima dată și prima dată voi pune bicarbonatul în sertar. Și voi adăuga puțină apă. Nu am să adaug oțetul aici peste bicarbonat pentru că o să facă reacție și o să iasă o grămadă de spumă. Și în partea asta, la altă, pentru că și acolo este nevoie de bicarbonat să se curețe. Ok, oricum o să trag mașina apă și pe acolo. Adăugăm oțetul. Ok. Și închidem ușa la mașină. Dăm drumul. Haideți să vă arăt apa din dinăuntru mașinii, din cuvă. Ia uitați ce galbenă este, e nașpa. Asta înseamnă că se curăță bine mașina. Bicarbonatul și oțetul își fac treaba. Așa, apa este deja foarte fierbinte, dar asta înseamnă că o să se curățe bine. Mașina a terminat de spălat, arată foarte bine cuva, este chiar foarte curată, aș putea să zic. Ia să dăm un zoom. Dar aici chiar mai am de frecat la cauciuc și am să frec cu această periuță de dinți. Jos am pregătit un leghean cu apă călduță, bicarbonat și oțet. Avem și bulețelul, o să-l bag aici în apă, periuța și să-i dăm bătăi la curățat.
am spălat mașina în interior, ușa și pe la margini. Acum o să scoatem sertarul ușor. Sper să reușesc. Gata, l-am scos. Să trecem la spălat și cu dumnealui. Am ceva de curățat la el. Pentru sertar voi folosi Brave Power împotriva grăsimii și calcarului, cred că. Zice că distruge de două ori mai repede grăsimea. Nu știu, să vedem despre ce este vorba. Eu o să-l folosesc în bucătărie și îmi place foarte mult cum rămân suprafețele. Așa că da, o să dau bine pe sertar cu breful ăsta. Așa, și pe aici și pe dedesubturi. Așa. Ok, și acum o să frec cu doamna periuță peste tot, unde nu pot să ajung cu buretele. Bun, să vedem acum și rezultatul, cum arată mașina, cât este decurată. La sertar arată destul de ok. Dacă mai știți, la începutul filmulețului aici se afla o grămadă de mizerii, praf, detergent, Lenor și așa mai departe. Și acum este destul de curat. Înăuntru, la fel, este curat. Compartimentele sunt curățate, dezinfectate. Și miroase foarte frumos. Acum să vedem și la ușă cum arată. Dacă mai știți, era foarte murdar ușa și geamul era super murdar, plin de praf, scame, tot felul de chestii lipicioase. Acum este curată. Așa. Să vedem, bineînțeles, și înăuntru. Și aici se aflau o grămadă de scame, mizerii prinse. Aici
La fel, arăta horror. Ia uitați acum cât de bine arată. Mașina nu este nouă, este luată la mâna a doua, dar merge foarte bine și suntem foarte mulțumiți de ea, cum spală. Apoi aici, la încheietură era foarte, foarte murdar. Am reușit să frec bine cu periuța aia de dinți. Așa. Și aici era super jegos. Ia uitați și aici cât de curată e acum. Sincer, îmi place foarte mult cum a ieșit. Și aici înăuntru la cauciuc, la fel. A ieșit destul de curățică. Oricum o să-i mai dau o clătire cu apă. Așa. Deci da, aici la cauciuc arată bine. Față de cum era prima dată. Așa, și înăuntru la fel arată super curat. Yay! Acum sunt super mulțumită. Mașina mea este foarte curată și miroase foarte bine. O să las portița așa întredeschisă ca să se mai usuce eventual dacă mai există ceva umezeală. Iar aici la sertar la fel o să las așa. Bun, dragii mei, dragile mele, acesta a fost filmulețul în care v-am arătat cum mi-am curățat eu mașina de spălat. Sper că v-a plăcut și că v-am inspirat cu acest filmuleț. Nu uitați de like-uri, bineînțeles. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi pe canalul meu. Și sper să revin cât de curând cu un nou tutorial în care o să vă arăt cum îmi curăț frigiderul. Așa că v-am pupat, dragii mei, să aveți o zi super, super faină. Ne vedem data viitoare!